Așadar, unul din cele mai mari riscuri în viață este să nu riști, spunea o personalitate din SUA. Însă genistul riscă permanent. Există un clasament al celor mai periculoase meserii din lume, printre acestea fiind și cea de geniu. Istoria acestei profesii începe în epoca medievală. Apogeul îl atinge în războiul 2 mondial și de atunci își menține statutul de armă de elită. O trecere în revistă ne face în continuare interlocutorul colegei Luba Poițan, Sergiu Munteanu, colaboratorul Muzeului Armate Naționale. Aceste unități aveau o misiune ca să facă un fel de spături sub cetate și să arunce cetate în aer. Un exemplu foarte vestit este asaltul a orașului Kazan, la mijlocul secolului XVI. Trupe geniști, perioada modernă, aveau ca misiune să arunce în aer de obiect dat, ca să nu nimerească mâinile dușmanului. De atunci nu existau mine, de exemplu, praf de pușcă. Aceasta s-a arătat mai ales în războiul care îl ducea Napoleon, când armata franceză înainta pe teritoriul Rusiei și când se retrăgea armata rusă, și tactica pământul bajulit. Smolensk, multe localități au fost aruncate în aer și au fost aruncate și în Moscova. Atunci a fost perioada când praful de pușcă exista, dar când s-a trecut la activitatea geniștilor cu minele? De ce la sfârșitul primului război mondial? Existau liniile frontului și vreau noi și noi invenții ca să nu permite inamicului să treacă între turile. Și atunci apar minele. Minele tot era ca un fel de obstacol pentru infanterie ca nu se poate să înainteze mai departe. În timpul acesta apar și școli de geniști în armata germană, dar și în armata franceză învățau să demineze și să mineze. Dezvoltarea unităților de geniști a avut loc în perioada interbelică. Foarte bine s-a inventat armata roșie. Au început să inventeze diferite mine, au apărut diferite modele de mine antipersonale. Experiența lor a fost preluată de către armata germană. Mulți ofițeri germani își făceau studiile în Uniunea Sovietică, depuse secret. Mulți istorici spun că ofițerii germani au studiat numai trupele blendate, dar nu se remarcă că foarte mulți ofițeri au învățat și la școlile de pregătire a geniștilor. Acesta a dus în Germania la dezvoltarea mai departe a geniștilor și crearea nouă tipuri de mine. Au început producția lor în masă, cuzat cu începerea războiului 2 mondial. Apar mine antitank, diferite mine de o putere de distrugere foarte mare. Cu o mină aruncată aia, o clădire de 5 etaje. Este un caz când a avut loc în orașul Minsk. În anul 1941, trupele germane au intrat în orașul Minsk. Geniștii sovietici au minat acest oraș. Germanii nu cunoșteau de asemenea lucru. Casa centrală ofițerilor sovietici a avut loc un fel de adunare a ofițerilor germani. În timpul adunării, casa aceasta a zburat în aer și 300 de ofițeri germani au fost îngropați de vie. Pe teritoriul Republicii Moldova se găsesc foarte multe mine, ne demonstrează și cazurile multiple de distrugere a acestor obiecte explozive de către geniștii armatei naționale. Ce știu istoricii despre acest compartiment? Teritoriul Republicii Moldova s-a dus lupte foarte grele. În anul 1941 sau în 1945. Sunt găsite multe depozite cu diferite obuze. În anul 1944, armata germană tot duce tactica aceasta de pământul parjulit. Și unele localități erau minate. Era posibil ca ferate să fie minate, chiar și o câmpie. După ce s-au retras trupele germane, în multe localități putem să găsim așa o inscripție, atenție, mine. Dar în ce condiții apăreau? De exemplu, la Șerpeni, capul de post Șerpeni. Unii mergeau lupte foarte grele și îndelungate. Existau diferite câmpii minate. S-au început la ofensiva, trupele se retrăgeau și uitau de aceste câmpii minate. Și au diferite depozite germane ascunse. Și care când s-au început să retragă, vreau că nu poate să le evacueze, erau minate. Teritoriul acesta european era împânzit cu diferite depozite minate, cu diferite mine. Un rol foarte mare l-au jucat geniștii sovietici, care au minat un foarte mare număr de mine. Ce era specific pentru perioada postbelică? După al doilea război mondial, cât știu, s-a dezvoltat foarte mult tehnica aeriană. Logic să fie apărut și minele aeriene. Pe perioada postbelică specifică apariția acestor mine aeriene. Prima dată ele au fost folosite în război de Vietnam, de către americani. Asemenea, minele aveau capacitatea de a se singur de a se îngropa în pământ. Ușurile aveau capacitatea să explodeze la căldura corpului. Se ridică nivelul de profesionalism a geniștilor. Sunt învățați să nimicească aceste mini. Pe vietnamieșii tot inventau diferite mini. Unele mini explodau, nu când pune piciorul pe dinsa, dar exploda când ridica piciorul. În războiul acesta de Vietnam s-a văzut ce reprezintă minile antipersonale. Și au început să propagă de a interzice minile antipersonale. Verde-i plaiul mater, verde-i dorul etern.
soare cu vânt. Toate patrie sunt roa de trandafir. Doar aici o respir, doar aici mi de leac, acel fluier de pac. E de glorie, de victorie, de nemoarte e dulcea patrie. E de glorie, de victorie, de nemoarte e dulcea patrie. Cu bunul pământ voi rămâne oricând, înflorit ca un pom, fericit ca un om. Voi trăi sărbători lângă frați și surori. Voi iubi, voi cânta când mi-o fi inima. O mică atenție și ți-ai făcut un prieten, ai depășit un conflict sau ai stabilit o nouă legătură. E simplu, dar cu impact. Important să găsești cuvintele potrivite. Sperăm urările de bine cu ocazia zilei de naștere să ajungă la sufletul locotenent colonelului Alexandru Josan. Vă dorim multă sănătate, să simțiți că Dumnezeu v-a dat noroc cu carul, să vă realizați repede, să îmbătrâniți încet și să vă bucurați din plin de viață. La mulți ani sărbătoriților, numai bine vouă ascultătorilor, să ne așteptați și duminica viitoare. Iar imediat după emisiunea de azi, colegii de la Departamentul Actualități vă propun un buletin de știri. Aveți grijă de voi, domnița Jechiu, Denis Rotaru, pe curând! Dacă florile n-au înflorit, înseamnă că soarele este umbrit. Și dacă ai început prea mult să vrei, înseamnă că ți-este dor de